This is the Fergana Valley, possibly the most troubled region in Central Asia. Vreau să vă explic niște chestii înainte de a porni videoul. Există o zonă numită Valea Fergana, care e considerată cea mai conflictuală, cea mai problematică, cea mai instabilă zonă din toată Asia Centrală. A fost renumită în toată lumea pentru că de-a lungul timpului au fost mii și mii de victime din cauza conflictelor și ultimul conflict a fost chiar în aprilie 2021. E un loc în care 99% din turiștii care ajung în partea asta lumii nu îl vor vizita niciodată pentru că nu e recomandat și e foarte periculos. Fergana Valley represents one of the most destabilizing areas in the region. De ce? Simplu. Zona e plasată în așa fel încât are Rusia la nord și China în est, iar când Stalin a tras liniile frontiera stanurilor, nu a ținut cont de Valea Fergana. Așa că frontiera e foarte întortocheată și valea aparține în momentul de față de trei țări: Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan în mare parte. Faza e că acolo erau foarte multe grupuri etnice și frontiera asta a făcut ca mulți uzbeci să fie blocați în Tajikistan, oameni din Kirghizistan, sate din Kirghizistan care au rămas până la urmă în Uzbekistan. Iar asta a creat o tensiune acolo mereu și foarte important, Valea Fergana e și locul care hrănește practic toată Asia Centrală, de la cereale, fructe, bumbac, totul pleacă de acolo și se distribuie în toată partea asta a lumii și evident fiecare țară spune că de fapt ce e pe partea cealaltă le aparține lor și tot așa. În Valea Fergana s-a născut și o organizație extremistă care în momentul de față e interzisă, dar se spune că au relații strânse cu ISIS și au și o bază în Afganistan în momentul de față. A avut loc un masacru foarte renumit în Andijan în 2005, poate mulți dintre voi ați auzit de el. Deci oamenii nu au trăit în pace practic niciodată și nici nu pare că acel conflict se va rezolva curând. Noi am fost și am petrecut 4 zile în Valea Fergana. Am filmat, iar în acest video o să vedeți cu ce am rămas noi și ce a fost mai important din astea 4 zile pe care noi le-am petrecut acolo. Dacă vreți mai multe informații despre de ce e acest conflict, vă las un link în descriere cu un documentar scurt unde veți înțelege foarte bine. Noi ne-am axat pe oameni, pe cultura lor de acolo, pe a vizita toată regiunea sau cât am putut vizita din această regiune. O să vedeți că în una dintre locații nu am putut să ajungem până la urmă. Și noi, fiind turiști, am explorat zona precum oricare altă. Vizionare! Abonezi dacă te uiți la noi în mod frecvent. Știm că foarte mulți dintre voi v-ați bucurat foarte tare de această călătorie în Uzbekistan, dar vă uitați fără a fi abonați. E un click, e gratis și pe noi ne ajută să continuăm acest proiect. Gata, plecăm de la hotelul Fiță din Kokand, intrarea noastră în Valea Fergana și luăm o mașină, cred că e aia de acolo, nu știu, unde, aici. Cred că aia e, pentru care am plătit $11, care ne va duce în orașul care poartă numele regiunii, Fergana City. Haida! Da, nu era aia neagră, era aia albă. Plecam fără registrările astea, mai făceam și pușcărie. Stai să le dau la nebună. E nebună. E un oraș cu 170.000 de locuitori, un oraș recent, dar care are cea mai înstărită populație a țării. Zona asta e foarte cotizată pentru că are cel mai fertil pământ din tot Uzbekistanul, care e o treime, e deșert, aici ai munți, ai două râuri, au cel mai bun pământ și asta face ca foarte mulți oameni să dorească să trăiască aici și au cea mai mare densitate din Uzbekistan. E cea mai în creștere, aici se nasc tot mai mulți copii, se mută tot mai mulți oameni, e o comunitate enormă de ruși. Și se vede și pe străzi că oamenii au mai mulți bani. Doar cu o primă vedere poți să-ți dai seama că puterea de cumpărare aici e mai mare. Sunt mai multe restaurante,
mai de lux, mai multe magazine premium. Totul arată mult mai bine. Am văzut Maybach ieri, Maserati, adică niște chestii cu care nu ești obișnuit după ce ai călătorit prin Uzbekistan o perioadă îndelungată. Îți dai seama că e un loc interesant în momentul în care tu ajungi aici și nu neapărat tu vrei să-ți faci poze cu localnicii, ci ei sunt mai interesați de tine și vezi oameni făcându-ți poze și uitându-se la tine dubios pentru că sunt curioși. O chestie interesantă pe care am observat-o, nu știu dacă are vreo legătură sau doar ne se pare nouă, dar cred că ăsta e orașul cu cele mai multe spitale și clinici private și doctori și dentiști. Deci n-am văzut nicăieri atât, adică la 20 de pași dai de o clinică, de un ceva. Probabil o fi și cele mai bune și vin mulți oameni aici să se trateze sau nu știu. Dar oricum se vede că oamenii au alt nivel aici și după cum sunt îmbrăcați și după mașini. Și după prețuri, după tot. E puțin mai scump decât în alte locuri. Noi am avut noroc și am găsit o cazare foarte șmecheră. Iar puțin mai pe seară, proprietarul cazării, care vorbește engleză pentru că a trăit în Japonia, ne-a invitat la o bere. A zis, ați văzut vreodată un pub aici la noi? Și am zis nu. Și a zis, bine, hai că mergem undeva să bem o bere. Centrul orașului e practic acest parc enorm și curat și îngrijit. Deci practic parcul ăsta... În parc e un parc de distracții, e plin de... Acolo e una din aia de se dau și vomită oamenii în ea. Mese de ping-pong. Acolo e o roată din asta. What? Da, eu vorbindu-vă de cea mai periculoasă zonă din Asia Centrală, dintr-un parc de distracții. Perfect. Dar ce putem spune cu siguranță e că Fergana are cei mai mișto sau cei mai, nu știu, primitori oameni sau curioși, nu știu exact cum să descriu. Deci noi de când am ajuns aici am fost la 3 restaurante și am mâncat. În toate 3, în momentul când am văzut că suntem străini, în toate 3 ne-au adus câte ceva cadou, ceva complimente. Ba prăjitură, ba o grămadă de prăjituri, încearcă să vorbească cu noi, să se intereseze de unde suntem. Deci peste tot am primit câte ceva. La hotelul unde stăm am rezervat 3 nopți. Și până la urmă am spus că s-ar putea să prelungim o zi pentru că vrem să vă arătăm toată valea, adică cât mai mult din vale, și ne-a spus proprietarul că seara aia nu ne ia bani pentru că oricum am stat 3 zile și că e plăcerea lui și că nu vrea să-i plătim. Și am zis, omule, mulțumim frumos, dar o să te plătim oricum, e 15 euro cazarea. Și a zis, nu o să accept, pur și simplu nu o să accept, sunteți invitații mei, așa că a patra noapte nu o plătiți, că pentru mine e la fel, că stați 3 zile, că stați 4 zile, dar chiar vreau să vedeți cât de frumos e aici. Deci, fără dar și poate, oamenii de aici sunt cei mai... Nu știu, poate nu e primitor cuvântul, pentru că marea majoritate a oamenilor se uită la tine și nu-i prea interesează de ce faci, dar în momentul când văd că e străin, tot timpul încearcă să-ți dea ceva, să te alinte cu ceva. Foarte tare. Dacă Ralu deja nu vrea să intre. E plin de bărbați, nu e nicio femeie, dar niciuna. Păi, ți-am zis că asta e o zonă mult mai, da, mai strictă, n-ai văzut că marea majoritate au și părul acoperit. Da, dar mi-e așa să intre. O să rog că intru, e o halbă de bere, spart-o în cap. Da. De intru înăuntru și mai încerc și o bere, o halbă din aia mare. Și o dau așa, o dată peste cap. Prima mea bere din Uzbekistan, ia uite, ta halba de 50 de cenți de dolari. Ia uite, și aici, zero femei. Pațegana de Uzbekistan, ia uite, și aici. Raluca și-a cerut cola de rușine. Ne-a povestit cum a stat el în Japonia, într-un sat foarte remote unde era un bar de români. Deci noi suntem peste tot pe planeta asta, apoi am întâlnit un călător pe care surprinzător l-am mai văzut și în Buhara. Deci cred că suntem 6 turiști în toată țara pentru că ne vedem peste tot. Suntem aceiași. Suntem tot aia peste tot. Și mi-a explicat puțin faza cu Fergana, că am zis că am văzut foarte mulți ruși aici. Și a zis că orașul Fergana practic acum 100 de ani nu exista și Stalin a făcut orașul ăsta ca să fie un fel de base camp pentru ruși. De aia și s-au amestecat cu populația locală care era aici în niște așezări mici și simple și de aia sunt atât de mulți ruși în Fergana. Mâine, altă destinație. Și e o vorbă aici, printre localnici, relativ la turiști, că nu vii în Fergana. Nu vii în Fergana să vizitezi orașul Fergana. Așa că astăzi avem două destinații unde trebuie să ajungem și am venit aici în piață unde sunt taxiurile și autobuzele pentru că
nu prea ne mai coafează să luăm mașină privată, că sunt multe zile deja, de multe ori de câte am luat de multe ori mașină privată și cam strânge. Hai să vedem ce găsim. Ce puțin haos, multă lume, ne-am pus și masca pentru că se uită poliția la noi dubios. E primul loc unde ni se trebuie să purtăm mască. Și hai să vedem dacă găsim măcar pentru prima destinație. Mamă, ce e aici, frate? Margilan. Margilan. There? Thank you. Margilan? Margilan. Margilan. Here. Hai să vedem pe unde mă soi. Scaunul meu e rabatabil. Hai să vedem. Sper să ajungem. Nici nu știu cât costă chestia asta. Stau aici, băiatule. Mama mea, n-am nici spătar și sunt între două scaune. Zici că-s pe WC-ul. Instagram-ul la tot autocarul. Cu prieteni noi aici. Toată lumea e curioasă de noi. Rălu acolo în spate, eu aici în față. Da. Oamenii aici sunt altceva. Stockholm, Sweden. Hai că a fost funny. Deci am mers cam jumătate de oră și am dat 3000 fiecare. Țineți cont că 3000 costă o sticluță de apă mică. Și a fost funny oarecum pentru că ăla ne-a cerut, adică mai mulți ne-au cerut Instagram-ul, dar cel lângă mine se uita la poze în timp ce mergeam. Hai încolo un pic. În timp ce mergeam se uita la poze și noi, eu am uitat că Raluca are o poză de prin Grecia, un pic mai pornache, când stai tu pe burtă acolo pe plajă. Și a ajuns la poza aia și a făcut, ce nebunule, stai pe tol că la voi interzis cu chestiile astea. În fine, am ajuns în Margilan. Și vă povestesc acum, stați un pic, e multă lume, vreau să mă, cum zice, să mă trezesc, m-am dat jos în haos aici, în bazar. N-ar putea fi acum. Zici că sunt în piață la Petroșani, miroase a mici și a vigilii și o grămadă de oameni. Da, Margilan era aici cu mult timp înainte să apară orașul Fregan, are mai bine de 2000 de ani. Orașul ăsta se spune că a fost construit, adică nu construit, ba da, construit de Alexander the Great. Și dacă vă întrebați vreodată, mergând pe drumul mătăsii și vă întrebați, bă, dar toată mătasa aia, de unde vine? E bine, în mare parte vine de aici, din Margilan. Și sunt foarte multe fabrici și în zi de azi, exportează foarte, foarte multe mătase. Evident că, vrei, nu vrei, tehnologia avansează și apar fabrici care le fac pe calculator și chestii de genul, dar mai e una în care se lucrează în mod tradițional și cred că putem intra. Trebuie doar să o găsim. Deci, în rezumat, în concluzie, Margilan, cum s-o spune, e centrul producției de mătase a Asiei Centrale, nu doar a Uzbekistanului. Uzbekistanul e al treilea cel mai mare exportator în momentul de față de mătase și cred că e primul de bumbac, dacă nu mă înșel. Și e foarte multă lume aici. Mult mai multă lume decât în Fergana. Pentru cunoscători, cam așa se aude un flex de Fergana, un flex ferganez. Hello. Thank you so much. Can we take a look? This is for Spanish? Yes. Here, if you want, I can show you our processes that making silk products. Okay, thank you very much. Okay. Very nice. I'm gonna put my... Okay. Mamă, ce primire, ești nebun la cap, cum a ieșit fata asta direct, să vă arăt ce drăguță e. Așa e? You okay if I can make video or photo? Yeah? It's okay. Okay, thank you. Thank you. So, you do silk and cotton here, both? Yeah.
We do mostly silk. Oh, I don't know. Welcome. Thank you. Hello. Mamă, cât de primitor sunt oamenii aici, frate. Uite cum arată mătase înainte de a fi mătase. Two or three kilometers. Be careful, be careful your trousers. Ah, no worries, it's okay. No problem. Deci procesul e super, e super lung. Asta e că eu n-am înțeles de la început. Ii scot 2 km de fir dintr-unul din ăsta, din unul singur. Mă, ești nebun. Ia uite ce mi-au făcut pantaloni. If they have an interest, let them kill us. It sounds like a Kinder egg. Kinder chocolate, yes, of course. It's like a no surprise, but... but silk. Yeah, silk worm. This wow, 2 kilometers, for thank your you. Friends. Thank you very much. Thank you. And then you come back to your country with the cold water and take it around. And take it out. Veniți aici, vă vor arăta tot procesul de la viermele ăla înainte să se facă fluture, copacul unde se duc și se hrănesc, cum scot firul și acum probabil ne vor arăta produsul final, cred, și locul e un oasis de ăla, de pace așa. Mi-am făcut pantalonii vrește, m-am apropiat prea mult, uitați, oare acum întrebarea de baraj, mai iese chestia asta de pe pantalonii mei? Ia uitați aici. O să mai iese vreodată? Ma. Asta e bumbac, nu e mătase. Unde e așa, cum ar veni coață, e ca să rămână alb. Mm-hmm. După ce îi pune în culoare, după ce iar le aduce aici, le uscă. Altă culoare și încă o dată și tot așa. Ne dăm la mașină, da? Poți să scurci de oile aia. This part is need to be supposed to be white. Okay. And this squish here, clear this from on there. Boil it. Not sticky side, no sticky side. Ah, the other one. Aici se fac culorile. Ai o sticlă de vin care stă la rece. Sau îi vopsea roșie, nu știu. Prietene, asta de aici care se face și din bumbac și din mătase, are 8 pedale. Uitați-vă la femeia asta, frate. Bă, ești nebun la stat. Pute. Mătase complet. Uai de viața mea, că mă te relaxează să-l atinge ăsta. In 8 cm there is 100 knots. In 8 cm. In every each cm. Yeah, in each cm. Yes. In each cm. Yeah. Vei sta tu gânce? Unde cm de ăsta? A zis că în fiecare centimetru sunt 80 de noduri. 100 knots. 100 de noduri. Deci, doamna asta face în fiecare zi 4 cm de covor. Era din Iran și a zis clar că în lume există doar 3 covoare. Cele din Uzbekistan, din Iran și din China, asta o China nu știam. Și a zis că oricine, dacă vine aici la el cu o poză de-a lui, îi face un covor la mână în 3-4 luni cu chipul lor pe covor la mână și că doar pentru culorile feței, ca să fie cât mai real, au nevoie de aproximativ 1000 sau 10.000, nu știu exact, de culori. Doar ca să scoată toate umbrele și tot. Deci a zis oricine, mi-au ce o poză și fac covor la mână
cu fața lui. Omul, mă gândesc, face asta de o viață. Foarte interesant procesul și acum niciodată cât trăiesc pe lumea asta, nu o să mai spun că un covor e scump. Pentru că văzând aici câtă muncă e în spatele lor, adică practic sunt o investiție, probabil cu anii sunt, vor fi din ce mai scumpe. Asta a costat $3 și ne-a dat undeva la 9-10 dolari, ceva de genul. Dar merită experiența, adică nu trebuie să lași nimic, dacă vrei, dacă ți-a plăcut, dar e de nesimțire să te plimbi și să faci turul ăla, să nu plătești nimic. Mamă, ce pâini frumoase oamenii ăștia aici, doamne, doamne, doamne. E, acum să vezi băgarea degetului că trebuie să mergem într-un sătuleț, care se numește Riștan, care e la vreo oră de aici. Și nu cred că sunt autobuze de aici acolo, fără să treacă prin Fergana, înapoi de unde am plecat. Hai să vedem. Da, să-mi get you all in again. Ferrari. Ferrari. Hello from Fergana, Bali. 7. You good drive? You good? Schumacher? Yeah. Okay, let's go. Okay, yet with me? Thank you. Ce am luat cu ăsta? 70.000 să mă ducă până în Riștan. Sunt vreo 45 de minute, 40 de kilometri, ceva din. Oh! Nu-i pornește. Si, Ferrari. Ferrari, da. Marti. Mașina e cam de vreo 10 ori mai scumpă decât autobuzul. Dar nu rezistam o oră în autobuzul ăla cum am venit până aici. Cristian, că stă în mașină cu șoferul. Vă înțelegeți? Problema в том, что я не знаю, сколько мы стоим. Мне нужно снять видео. Давай, я голова. Давай место снимаем видео. А видео? Да, ну и место. Thank you. Cerami. Deci am ajuns și în Riștan, se pare că toate informațiile despre Uzbekistan ori sunt vechi, ori țara asta e într-o dezvoltare enormă, pentru că eu din câte am citit, Riștan era un sat și uitați-vă ce e aici, bulevardul, acolo era mai piața, pare dita mai orașul, iar din Riștan erau cele mai mari fabrici, toată ceramica. Nu. Mă cheamă unul. Mă cheamă unul acolo, nu știu după ce, să-mi arată ceramica. Toată ceramica pe care o vedeți prin Uzbekistan și pe clădiri și farfuriile alea super renumite prin toată lumea ieșeau din fabricile din Riștan, dar după căderea URSS-ului fabricile au dispărut, așa că au rămas mici ateliere peste tot pe unde oamenii lucrează, nu știu ce spun, din lut, habar n-am. Trebuie să vedem acum, e unul foarte renumit, un domn care se numește Usman Rumanov, nu știu, o să vă las aici numele lui. E foarte renumit în toată lumea, atelierul lui e undeva pe acolo, dar toată lumea merge acolo. Și noi ne-am întâlnit cu un călător prin Hiva și ne-a spus că următoarea stradă la dreapta e ceva mai tradițional, sunt foarte multe ateliere micuțe, așa că să mergem acolo să vedem dacă le găsim. Cât timp căutăm asta, am vrea să vă precizăm că dacă decideți la un moment dat să vizitați Uzbekistan și Valea Fergana, vedeți la noi că se poate, chiar dacă nu vorbești limba, și se poate face fără foarte mulți bani, pentru că, de ce spun asta? Pentru că în momentul în care te uiți din Tashkent, de exemplu, să faci un tur pe aici prin vale de 2-3 zile, te costă $400 de om, frate, deci eu nu știu cu câtă nesimțire cer ăștia $400 să te aduc aici 2 zile, în condițiile în care trenul face 4 ore și te costă 6 euro, cazarea e 15, ați văzut, am luat acum mașina asta, ne-a costat, nu știu, 6 euro, pentru că am vrut noi să luăm mașină 40 ceva de kilometri, autobuzul costă cât o sticlă de apă, deci puteți să faceți singuri, singurei, oamenii sunt prietenoși, nu e absolut nicio problemă.
țineam să precizez chestia asta, să nu vă, să nu cădeți tot timpul în capcana asta cu tururile. Ai acum toate informațiile pe internet și te descurci. Îți place? Da. Singura problemă e să deține picioarele, să mergi. Da, pe bulevardele astea mari. Asta e țara unde văd cele mai vechi și ciudate mașini de care n-am auzit în viața mea. Ce e asta? Habar n-am ce mașină asta. N-am mai văzut. Oh. Oare unde ar fi alea? Poate acolo? Uite, acolo lucrează, da. Salam. Omul ne-a invitat înăuntru, dar noi nu înțelegem nimic. Ne-au luat în primire toți, gata. Dacă mă întrebați unde mergem, nu știu. Nu mergem. Santos! Mai duce-l undeva. Știe el ce știe. Maestru, meseriaș. După cum merge, se vede că e boss pe aici. Ați văzut kickboxerul ăla de la antrenează pe Van Damme în Thailanda? Am schimbat cu echipierul. Mi-a zis master? Master. Salam. Salam. Nu știu, dintr-o dată au scos un de ăsta și o să se pună să-l fac aici. Pentru noi. Bule da con nemul. He's the master. 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 Potteres. Master painting. Painting. Yeah. Ah, so different, yeah, different. Master. You fazer. Ah, okay. Okay. Natural in Liechtenstein. Cinci secunde a prins forma. De ani. Sun or no? No. See the sun? That one. Painting? And what? Glass. Yes. Glass. Ok. Deci trebuie să stea 3 zile la soare, după aceea se pictează și încă 7 zile. One day painting. Cam 10 inci aici lângă noi și stau și fac chestia asta practic pentru noi acum. Și dintr-o bucată de lut a scos chestiile și mai face și un pahar. S-a adunat toată lumea aici. Am venit noi. Adrenalin este tot. Perfect. Finish. Și cam așa arată după aia când e gata produsul, după ce îl pictează și tot. Și sunt unele foarte mari. Vio? Fergana sunt cei mai șmecheri oameni, de vor. Eu cu maestru. Au. Ha? Bine, de maestru. Asta. Vii? Mesta. Eu am 3 mâini pe stânga, nu 2 mâini pe stânga. Dă-i tare. Ai zis? Pagă mâinile în apă. Se. Ligă-te să mergă, ligă-te să mergă. This is very hard. You have to be in good shape.
This is very hard. It's like a bicycle. Oh. Ok. Ce? Așa, da? Da, bă, pune, pune. Ce ai făcut acolo? Sunt atent, sunt atent. Nu. Ai zis? Ha? E tot așa. Aha. Moară, iartă-mă. What? Sia. Davai, davai, davai. Davai, 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 nu, nu, davai, caput. Nu, 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 naga, naga. Dis, caput, fiș. De caput. Ruku. Ok. Otavac. O, ce se usă? O? O, ce se iau? Dă mai tare. Păi? Ciut-ciut până finish. Pialușca! Ah, perfect! O. Perfect! Ia uite aici. This better, this. Am și unde să mă șterg. Mai lași? Ia, mai lași. لگات کرد میس وقت گذا خنی موتور نیست یا کامل به نام چی مایل به مالور نادر ماستر Bă, poate Vovi se părea că eu glumesc, nu glumesc. Deci frate, doar picioarele maxim, dacă dai în aia să mori, dacă nu ești obișnuit, dai în ea de nu mai pot, mergi în mâine. Mai pot, ce râde? Mă zană, mai greu, te mai deschide. Merg un pic în patru labe din liș, din rește. Părțile astea se vopsește, uite fetele aici. Sam, uite ce fain. Pictează. Deci, dacă vin să crezi, oamenii ăia n-au vrut să ne ia niciun ban pentru chestia asta. Pentru că au scos, practic, nu lucrau acum, au scos lutul ăla, a lucrat, a stat cu noi și a zis că dacă vrem să cumpărăm ceva. Și am zis, din păcate, nu putem să cumpărăm nimic pentru că noi suntem cu ghiozdanele și se sparg și n-ai rost. Dar vreau să vă plătesc pentru că v-ați rupt din timp. Și a zis, nu, după aia a zis 20 de mii. Și am lăsat 100 de mii. 100 de mii sunt 8 euro, ceva de genul. Cam așa. N-au vrut să-i accepte, dar am insistat, am zis, cumpărați un ceai aici, beți un ceai toți. Foarte mișto experiență și foarte, foarte mișto omul, foarte de treabă. Acum va trebui să o luăm către bazar ușor și să găsim o mașină care să ne ducă în Fergana, pentru că mâine mergem în Namangan, în orașul ăla, cel mai islamic oraș din probabil toată Asia Centrală. Tocmai ne-a spus băiatul că aproape toată populația din Rishtan nu sunt maestri, pentru că e mai complicat, dar aproape toți dintre ei pictează. Ceea ce e incredibil. După ce termină școala, copiii desenează. Direct aici. Direct aici, da. Deci, chestia asta în principiu trebuia să coste 20.000. Cam atât o să vă coste pe voi. Pe mine m-a costat un pic mai mult. Și la asta de mătase e cât vrei tu să dai. Noi am dat 8 euro și vreo 40 pe blugi ăștia care, din ce mi-a zis voi, nu mai iese decât cu farfeca. Deci blugi ăștia sunt de aruncat. Aici am din aia de la fabrica de mătase, de covoare. Aici am ceramică, aici la fel. Da. M-a costat ceva ziua asta. Între ciubucuri și mașini și blugi, m-am liniștit. Ce ștricou n-am putut? Fuck. De obicei vreau să fac o precizare, așa se spune, precizare, da. Noi ne-am axat mai mult, ce ați văzut până acum și ce urmează să vedeți în acest vlog mare din Valea Fergana, noi ne-am axat mai mult pe oameni și pe tradițiile lor, dar dacă vreți, ăsta e locul perfect unde să vizitați lacuri, râuri, să mergeți să faceți hiking pe munte, să vedeți verde, nu de la verde. Deci noi ne-am axat mai mult pe partea asta a tradițiilor, a oamenilor, a muncilor, dar aveți și opțiunea asta. Noi am zis că o să mai găsim munți și mări și în alte părți. Mări nu, lacuri. Am avut o soarele aici. Avem nuntă, bă, băiatul! Oare ne dau și nouă ceva de mâncare că-s leșinat? Și
Și nu se putea să te plimbi printr-un oraș din Uzbekistan să nu intri într-o piață fără să vrei. Deci Ralu e atât de obosit azi încât nici piața nu mai înveselește. Nu o să intrăm iar în bazar, că v-am arătat cred că 500 de bazaruri. Dar vrem să trecem stradă, să ajungem acolo la minivanurile alea, pentru că regula numărul 2 sau 1 poate a oricărui călător, ce cheltui pe o parte, încerc să-i recuperez pe alta. Deci ce am cheltuit pe la chestiile astea, o să încercăm să ne întoarcem în Fergana cu un autobuz și nu cu o mașină și să sperăm că sunt. Mamă, deci... Ia uite cât e piața, băiatul meu. A venit ora aia nașpa, e 3 sau 4, e prăjeală din aia maximă. Mamă, ce aș lua un pepene de ăla să mi-l bag în gură cu tot. Sperăm că vom găsi o mașină care să meargă în Fergana și dacă se poate să am și spătar de data asta, că nu stau între două scaune, ar fi genial. Fergana, nu? Nu? Der. Ok. Auzi, Ralu, încolo. Der. Pragma. De aici nu pleacă niciun autobuz către Fergana. Sunt 45 de km dacă nu mă înșel. Toți mă trimit încolo, dar nu știu unde. Dar mergem. Mi-am pus masca să uită un polițaiul la mine. O fată, adică am auzit de o fată care a trecut pe roșu la semafor și pentru că nu purta nici mască și n-avea nici înregistrare de aia, a trebuit să dea vreo 400 de și 4. Deci încercăm să evităm situațiile complicate. Hai că până la urmă am luat taxi din ăsta împărțit, adică acum ne-am sunit noi doi și mai suntem încă două persoane și mergem cu o mașină mică care în principiu face mai puțin timp și costă 15.000 de fiecare sau 10.000 de fiecare, nu știu, n-am înțeles exact. Ne vedem din Fergana să mâncăm ceva, că suntem leșinați. Păi el șofer, nu știu când s-au schimbat șoferii jos. Deci acum conduce altă persoană. Și am ajuns înapoi în Fergana. Și aici lângă hotel e un restaurant unde mâncăm în fiecare noapte. Nu știu dacă acum și în timpul zilei e domnul aici. Și mâncăm frumos șașlic și salată și... Hi again! Și salată și ceai și tot ce trebuie. Stai să văd dacă e domnul aici să dea drumul la grătarul ăla. Stai că cum văd aia sarma? Aia sarmale, mamă, și-am luat 5 șașlic din alea. Și aici n-are nimic de băut decât ceai, dar e foarte bun, să vedeți acum. Ia uite-le cum fără el. Doamne, doamne, doamne. Suntem un pic obosiți, dar e bine. Dacă încă ești aici după dita mai video, dă și tu un like, că te ajută și abonează-te. Dacă nu, nu-ți dau șașlic. Ce? Nu, eu stau bine aici. Eu stau bine aici. Vrei să te duci stai pe iarbă? Vrei să fii fata în iarbă? Ți-ai luat sarma până la urmă? Eu l-am pus așa și am mai pus încă ceva ciorbă. Vreau să duc și lingurile. Nu, vedeți sarmalele acum. Mama mea! Hai să pun sarmaua asta să văd cum e. Până vine șașlicul și ceaiul și... furculița, nu o lingura. Chiar dacă o pus ciorbă de asta. Îmi lipsește smântână. Sarma, sarma. De câte ori am zis sarma în 20 de secunde? Duri în sarma cum trebuie. Da? Asta nu e salata pe care mi-o dea el. Insist că mi-e mai drag domnul de seară pentru că i-am cerut unele de miel și mi-a adus de pui. Da, e ok, probabil sunt bune. Sărățică, frumos, ceaiul încă n-a venit. Of, numai plângere am de omul ăsta. Vreau foaia aia de reclamație. Mi-a adus astea să-mi pun ceaiul, dar nu mi-a adus ceaiul. Sau poate îl face acum. Nu-l face, așa e uitat. Da. Sexosule, care ești tu? Bună dimineața din ziua 4 din Fergana. Până la urmă am mai prelungit o zi pentru că am cunoscut alți călători aici la hotel, la guest house. Și am stat nopțile, am pierdut nopțile pe aici cu o sticlă de Coca-Cola la povești. Băi, e incredibil, deci am cunoscut o femeie care călătorește singură, obiezat în spate. E în Fergana Valley și are 52 de ani, frate. Deci mi se pare incredibil și a călătorit prin o grămadă de țări. Foarte mișto, așa că până la urmă am decis
să o lăsăm moale. Ieri n-am făcut mare lucru, am stat doar la povești, am mâncat, ne-am plimbat cu un băiat american, foarte mișto. Și astăzi mergem către Namangan. Sper să ajungem. E la o oră și ceva de aici și din câte am înțeles e și al treilea cel mai mare oraș al Uzbekistanului și eu nici nu auzisem de el. Nu știu. Daniel. This go to Namangan. Ne, ia Să nu mergem Namangan, să mergem altundeva. Cross. He is going to Namangan car and you go with it. With this car? Yeah, yeah. Sit down. But this don't go to Namangan. No, he's going to Namangan. Pita caroce. Hai, de tot. Mamă, deci nu știu ce s-a întâmplat acolo. La un moment dat s-au strâns 10 inși, ne-au înconjurat și zicea, uite mașina asta, dar mașina aia nu mergea în Namangan, 100%. Asta merge până undeva. Mergea până undeva, dar ne-au înconjurat toți la un moment dat și nu știu, m-a luat o anxietate, așa și am zis, las, plec, mă duc mai întreb altundeva, lasă-mă. Bun, am venit la altă stație și deci ne-au trimis la altă stație, care undeva la 650 de metri. Noroc cu Google Translate, ăsta că mai înțelegi ce mai zic oamenii că... Ne bagă într-un bazar. Da, ca de obicei. Pentru că în uzbecă nu traduce Google-ul, dar cu mulți vorbesc rusă, îi dau pe rusă pe microfon și mai prin câteva cuvinte. Of, ce pâine fain. Miroase cucuruz. Ah. Mamă, deci... Încotro, băiatule. A, se pare că aici e un soi de stație de autobuz, dar chiar stație, cu autobuze cât de cât, măricele, mai mari decât tot ce am văzut până acum. Hai să vedem dacă avem noroc. Păi mă gândesc dacă e atât de greu să pleci de aici, din capitală, în Namangan, mă gândesc să te întorci de acolo încoace pe după masă, s-ar putea să rămânem acolo și de mâine la 6 dimineața avem tren. Combinat unul aici în stație pentru că autobuzul pleacă peste vreo 2 ore și am negociat cu cineva aici, 40.000 de om, să ne duc el cu mașina. Întreabă om acum de ce nu avem copii după atâția ani de relație. Și am zis, noi nu avem nici casă, dar păi copii. Ah, my friend. Cam așa petrecem timpul până când așteptăm să mai vină încă doi. Probabil acest video e deja unul foarte lung și dacă nu e, va fi 100% pentru că încă n-am ajuns nici acolo și video cred că are 7 ore deja. Na, mi-a trebuit să fac un singur video despre toată valea asta. Подожди, что будем ждать народу собирать будем? Ну, как собирается? Se pare că nu va mai fi un vlog atât de lung pentru că în Namangan nu mai ajungem. Deci dacă a venit șoferul la noi după ce am stat acolo și mi-a tot scris, mi-a tot vorbit pe translator acolo și a zis: "Deci nu o să mai găsim oameni să mergem și pentru binele tău, dacă vrei să te duci acolo și să filmezi, chiar arta canalul, am vorbit pe translator acolo, nu ai timp să te întorci în aceea zi înapoi în Fergana, mai bine pleci într-o altă zi pe la 7 dimineața, să te organizezi dinainte." Bă, nu știu, nu sunt atât de mulți kilometri, totuși e la oră jumate, dar dacă omul ne-a zis ai șanse mari să nu te mai poți întoarce de acolo, să nu mai găsești transport să vii înapoi și poate va trebui să iei cine știe ce mașină, să dai 30 de euro să te duci, 30 de euro să te întorci, nu merită, mai bine încerci altă dată. În fine, se pare că rămâneți fără să vedeți centrul religios al țării, oricum ați văzut enorm de multe medrese și moschei și tot ce trebuie. Ne pare rău pe o parte, suntem și fericiți pe altă parte că putem să stăm astăzi, să ne facem bagajele, să edităm ce avem de editat, că mâine dimineață la 6 avem un tren care ne duce în Tashkent, trebuie să facem PCR-ul, trebuie să ne luăm hotel, trebuie să căutăm hotel în Dubai și să mă tun și eu, să arăt și eu a om. Și da, sper să vă fi plăcut Valea Fergana, demonstrează din nou că preconcepțiile astea nu sunt foarte bune, că internetul nu e mereu foarte de crezut în el, adică dacă citești ce găsești în Fergana, vii aici traumatizat, iar apoi cred că sunt cei mai amabili oameni dintre toți la hotel. By the way, am stat 5 zile, am plătit 4, pentru că n-a vrut omul să ne ia bani, a zis că e plăcerea lui. Oamenii se poartă extrem de frumos. Limba e adevărat că e mai complicat, dar dacă vorbiți puțin rusă, o să fiți super ok.
Și da, deși oamenii ăștia hrănesc tot Uzbekistanul, adică resursele naturale sunt de aici, mâncare, fructele sunt de aici, cerealele sunt de aici, totuși vezi multă, multă sărăcie, deși se spune că e cea mai bogată parte a țării. Deja, nu contează de ce ai sub tine, ci de ce faci cu ele, și asta se aplică și la noi, la români. Ultimul vlog din Uzbekistan, apoi din Dubai, din Emirate. V-am pupat, mulțumim că v-ați uitat, la revedere! Bye.